Biserica din satul Arbore, cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, a fost ctitorită de boierul Luca Arbore, portar al Sucevei, în timpul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și al urmașilor lui. Ne aflăm astfel în fața unei ctitorii boierești, Luca Arbore fiind cel mai important boier din Moldova de la sfârșitul secolului al XV-lea și din primele decenii ale secolului al XVI-lea. A fost portar de Suceava și hatmanul oștirii, adică șeful militar al oștirii, de-a lungul a trei domnii, domnia lui Ștefan cel Mare, a lui Bogdan al III-lea, fiul lui Ștefan cel Mare, și al lui Ștefăniță sau Ștefan cel Tânăr, fiul lui Bogdan al III-lea. Ștefăniță s-a suit pe tron în 1517, Bogdan al III-lea moare, Ștefăniță este minor și atunci Luca Arbore devine un fel de tutore până când Ștefăniță ajunge la ceea ce se considera atunci majorat, deci care să fie capabil să fie domn. La un moment dat apare un conflict între Ștefăniță, care ar fi dorit să fie extrem de autoritar, deși era foarte tânăr, și un număr de boieri care nu vedeau această dorință și putere a unui domn asupra lor și s-a iscat de fapt o revoltă și Ștefăniță a considerat că capul acestei revolte ar fi fost Luca Arbore și atunci Luca Arbore a fost decapitat, deși el îi datora de fapt foarte mult lui Luca Arbore. Luca Arbore a fost omorât în anul 1523. La scurt timp după acest moment dramatic, fiind decapitat și cei doi fii ai săi, care erau deja maturi. Conform pisaniei de la intrare, aflată pe latura de sud a bisericii, în 1503, Luca Arbore ridica biserica dedicată tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, un hram nu foarte curent în Moldova până la acel moment. Oricum, biserica a fost de la început gândită să fie o necropolă de familie. Deci, nu doar domnii își pregăteau o necropolă și un loc de mormântare, ci și boierii. Luca Arbore a pregătit un loc de mormântare în acel spațiu din colțul pronaosului, de sud-est al pronaosului, acoperit de un fel de baldachin, se numește arcosoliu, cu o sculptură gotică, în mod evident, probabil inspirată de un monument funerar aflat într-o capelă din catedrala de la Wawel, din Cracovia, unde era reședința regilor Poloniei, cu care atât Ștefan cel Mare, cât și la rândul lui Luca Arbore, avuseseră de a face. Luca Arbore fiind de mai multe ori trimis în solie la regii Poloniei. El cere să se ridice acest monument funerar pe care este trecut și numele tatălui lui, este posibil să fi fost înmormântat. Poate într-o altă biserică și-a adus eu semintele, mormântul nu a fost cercetat, fie pentru că pe partea superioară sunt stemele, două și două inscripții, a lui Luca Arbore cel bătrân, care era portat la Neamț, asta înseamnă șeful cetății de la Neamț și apărătorul cetății de la Neamț, și Luca Arbore, care era portar de Suceava, fiecare având altă stemă boierească. În genere, stemele boierești apar destul de târziu și prima dată apar pe inelele sigilare, deci le găsim pe documente de autentificare. Chiar dacă există semnătură, exista și inelul sigilar, care autentifica un document.
Are legătură hramul bisericii cu istoria dramatică a boierului Luca Arbore și a fiilor săi? Cum pot restaurările recente să deschidă drumuri noi de cercetare sau chiar să schimbe istoria unei picturi? Și cel mai important, când și de cine a fost pictată întreaga biserică la interior și la exterior? Datarea frescelor, în general acceptată, se bazează pe o inscripție pierdută din Naos, în care se preciza anul realizării picturii. Astfel, conform tradiției istoriografice, biserica ar fi fost pictată în 1541 de un zugrav numit Dragoș Coman, fiul popii sau al lui Pan, Pan însemnând domn din Iași. Pictura a fost plătită de o oarecare Ana, probabil o nepoată a ctitorului. Prima dată această inscripție a fost publicată, se afla în Naos, imediat în glaful intrării, pe partea stângă. Primul care a publicat-o a fost în 1924 Vasile Grecu, un bun cunoscător al monumentelor și unul dintre cei mai buni lectori ai inscripțiilor de la noi, un mare slavist. Și pe urmă a fost republicat în Buletinul Monumentelor Istorice de părintele Dimitrie Dan, care a scris mai multe lucruri despre biserici din Bucovina. Dimitrie Dan a dat și o transcriere a respectivei inscripții. Între timp, respectiva inscripție însă a dispărut. În momentul de față, am intrat nou și o să vedeți că nu sunt decât câteva puncte albe din această inscripție. La sfârșitul anilor 60, profesorul Drăguț a publicat o monografie, Dragoș Coman, maestru frescelor de la Arbore, păstrând această atribuire și datare, și dar încercând în același timp să propună un anume itinerar de formare a pictorului, care este unul efectiv deosebit față de tot ceea ce este pictura murală din Moldova, interioară și exterioară. Particularitățile picturii bisericii de la Arbore constau în tipul de compoziție, care nu este obișnuit. De exemplu, putem observa detalii care apar în pictura italienească de renaștere timpurie. Se presupune astfel că autorul picturilor, Dragoș Coman sau alt pictor, a călătorit în Italia și a văzut pictura italienească de tipul Benezzo Gozzoli sau Gentile de Fabriano sau picturi din școala sieneză târzie din secolul al XV-lea sau început de secol XVI. De asemenea, putem vedea calitățile care țin de stil, de o perfecțiune a desenului, de un colorit foarte nuanțat și bogat, comparativ cu pictura mult mai grafică de la Pătreuți și Probota. Există multe elemente, o anume finețe, pe care nu o au celelalte ansambluri. Adică o pensulație foarte fină, un gust pentru detaliu pe care celelalte picturi le au numai uneori, și nu în totalitate. Un gust de portretistică care e mai particulară decât portretele pe care le-ați văzut la Pătrăuți, de exemplu. Mai puțin, să le zicem așa, stereotipe. Și uitați-vă, de exemplu, la Sfintele Femei din Pronaos, care chiar sunt figuri destul de diferite între ele. Pictura de la Arbore este efectiv pictural, adică o să mergem cumva în sensul unor departajări care au fost de multă vreme făcute în istoria artelor între o stilizare mai liniară, mai grafică și stilizare mai picturală, ceea ce și apoi sunt o serie întreagă de detalii de iconografie care nu se regăsesc la celelalte biserici. În mod evident, nici pictorul care a lucrat nu este
că este Dragoș Coman sau nu, oricum nu s-a bătut foarte mult de la ceea ce nu se numea atunci canon, dar se numește astăzi canon. Deci ideea cumva a canonului nu este, chiar dacă ca substrat există, dar realizările picturilor de la noi, deci din Bucovina, din Moldova de Nord, cumva demonstrează că canonul nu e un fel de pata lui Procus din care nu poți ieși, ci păstrând caracterul evident, teologic, liturgic, al programului iconografic în sensurile lui esențiale. Anumite teme nu pot lipsi, dar anumite teme pot să fie tratate de o manieră diferită de la biserică la biserică. De exemplu, împărtășania apostolilor poate să fie cu 6 apostoli de o parte, deci pe spre nord și alți 6 spre sud, dar există și scene în care toți 12 sunt și de o parte și de cealaltă a ferestrei. Dar tema, în mod evident, este aceeași. Cel mai important aspect al picturii este legat de această problemă a datării. Până de curând, pictura a fost datată conform inscripției în care era precizat anul 1541, fiind atribuită lui Dragoș Coman. Însă, la începutul anilor 80, un cercetător de la Iași, Ion Solcanu, a lansat o altă ipoteză, plecând de la problema tabloului votiv. Biserica are două tablouri pe care le-am putea numi votive, deși unul este de fapt un tablou funerar. El se află pe peretele din spate al acestui monument funerar, arcosoliumul de care am vorbit, într-un context interesant iconografic, deci nu numai portretul ca atare, care seamănă undeva cu portretul votiv din Naos, pentru că este vorba de Iisus așezat pe tron, Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul în calitate de intercesori. Deci așa cum sunt în Deisis, Deisisul semnificând de fapt rugăciune, de intercesiunea celor doi, Maica și Ioan Botezătorul, la judecata de apoi. Deci aceasta este esența unei teme Deisis și semnificația unei teme Deisis. În fața personajelor sfinte este Luca Arbore în picioare, urmat de soția lui și de doi copii mici. Presupunându-se, nu există nicio inscripție pentru niciunul, că de fapt sunt doi copii care au murit încă de mici. Mai există o problemă, problema că în afară de portretele copiilor, capetele tuturor celorlalte personaje au fost înlocuite, la o dată practic necunoscută. Legat de acest portret funerar, este portretul votiv efectiv din Naos, care ar trebui, pe soluția iconografică obișnuită în Moldova, să-l reprezinte pe donator care oferă macheta bisericii lui Iisus prin intermediul Sfântului Patron, în cazul de față Sfântul Ioan Botezător. Recenta restaurare a pus în lumină faptul că aproximativ 3/4 din acest tablou este refăcut, deci nu este tabloul original. Când și de cine a fost restaurat? Întrebările nu au rămas chiar fără răspuns. În momentul de față sunt două teorii. Una este cumva pe urmele lui Solcanu. E o teorie pe care eu am avansat-o, de fapt, și pe care am încercat să o argumentez. Legat și de distrugerile despre care se vorbește, pentru că începutul inscripției dispărute spune că turcii au distrus. Se știe de data asta, pe date istorice certe, că în 1538 Petru Rareș a pierdut tronul, adică Soliman Magnificul a ajuns până sub zidurile cetății Suceava. Petru Rareș a fost trădat
de boieri și a fost obligat să fugă. Și a fugit spre Transilvania. Turcii au distrus destul de multe picturi din biserici, în special au distrus capete. Sunt mai multe biserici în care se regăsesc capete înlocuite, adică capetele care au fost tăiate și pentru că au fost distruse, în genere loveau fie cu sulița, fie cu sabia, cu ideea absolut clară de a profana. Știind că acestea sunt venerate de creștini, imaginile din biserici, atunci ce era la îndemâna lor, deci în general în primul registru, de jos, distrugeau și nu distrugeau toată pictura, ci distrugeau capetele pentru că erau cele mai expresive și mi-au ghidea că undeva viața se află, sigur, și în inimă, dar și în cap. Deci, o, să zicem așa, o ipoteză mai nouă este, după părerea mea, puteți o luați ca tare sau nu, că de fapt Dragoș Coman este efectiv restauratorul picturii, cel care a refăcut tablou votiv, așa cum îl vedem astăzi, de o calitate net inferioară restului picturii din biserică. Ne vom apropia de el și vom vedea că această bucată cu Luca Arbore, cu 5 copii, deci dacă portretul lui Luca Arbore ar fi fost făcut în 1541, nu era logic să aibă 5 copii maturi, când știm că cel puțin 2 din fiii lui au fost uciși când erau maturi, deci nu când erau niște copii. Deci, să spunem, Dragoș Coman a reușit să a avut în față un tablou anterior, pe care fiind vandalizat, l-a refăcut, dar l-a refăcut în spiritul celui vechi și nu în spiritul unei realități care nici aia nu mai era aceeași în 1541, nici unul dintre personaje nemai trăind. Și personal găsesc că este un argument destul de puternic. Un al doilea argument pentru acceptarea lui Dragoș Coman ca restaurator al picturii de la Arbore este faptul că peretele de est al pronaosului este acoperit de viața Sfântului Ioan Botezătorul, desfășurată pe 27 de episoade. Este cel mai mare ciclu al Sfântului Ioan Botezătorul, poate din toată arta ortodoxă și sud-est europeană. Acest ciclu hagiografic se remarcă prin abundența detaliilor, a căror sursă nu o cunoaștem, dar este mult mai complexă decât oferă un mineu. Aceste particularități ale scenelor din pronaos strâns legate de hramul bisericii ar plasa programul iconografic în proximitatea formulelor de la sfârșitul domniei Sfântului Voivod Ștefan cel Mare și nu în anul 1541, adică în timpul lui Petru Rareș. În plus, între perioada lui Ștefan cel Mare și perioada lui Petru Rareș se schimbă efectiv tematica picturilor din pronaos. V-am spus și la Pătrăuți, în pronaosul de la Pătrăuți este în principal dedicat Sfântului de Hram, respectiv sărbătorii înălțării Sfintei Cruci sau aflării Sfintei Cruci și împăratului Constantin. La Boroneț este viața Sfântului Gheorghe, la Botoșani, la Mănăstirea Păpăuți, este viața Sfântului Nicolae, la Bălinești este viața Sfântului Nicolae, deci toate acestea sunt biserici pictate în vremea lui Ștefan cel Mare. În timp ce în vremea lui Rareș, programul iconografic se schimbă total, deci apare menologul, care ia Sfântul de Hram aproape că nu mai apare. În schimb, menologul devine o temă dominantă și este dominantă, să spunem, de la Dobrovăț, unde nu este în pronaos, ci în gropniță. Se schimbă, de fapt, total tematica. Ori tematica se schimbă la primul monument pictat în vremea lui Rareș și încă Arbore ține de tradiția ștefaniană. Deci, eu am presupus că pictura efectivă pe care o vedem astăzi este o pictură realizată încă în timpul vieții lui Luca Arbore, pentru că
Este un alt argument. O biserică pe care o construiești în 1503. Aici, în apropiere, se aflau casele lui Luca Arbore. Deci, pe moșia lui se afla conacul lui Luca Arbore. Cum aveau toți boierii, o casă pe moșia principală. Rămâne primul boier al țării și nu are timp de 20 de ani să-și picteze propria biserică, undeva este un nonsens. Că Ștefan cel Mare a construit 22-23 de biserici și că n-a apucat să picteze decât vreo 6. Este o problemă, dar totuși a pictat 6. Luca Arbore n-a construit decât 2. Una sigur nu a fost pictată, dar aceasta este totuși cu pictură. Și este foarte dificil să crezi că în contextul mental al unei epoci în care o biserică se picta pentru că realmente este legată de funcționalitate și de mesaj, să nu fi făcut efectiv acest lucru. Observațiile unor specialiști asupra particularității ilustrării banchetului lui Rod în cadrul ciclului Sfântului Ioan, accident iconografic care ar sugera o referire la drama familiei ctitorului, invită la o mai precaută plasare a ansamblului după anul 1523, când Luca Arbore a fost decapitat. Dacă n-am ști care e hramul bisericii, care este tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, deci am putea crede că Luca Arbore a avut o premoniție uluitoare în a-și se gândi că eu știu, el însuși va fi decapitat și că fiii săi vor fi decapitați la rândul lor, pentru că de asta se leagă cumva ideea că a fost introdus ciclul Sfântului Ioan Botezător în legătură cu cele două serii de decapitări. Deci întâi a tatălui și pe urmă a celor doi fii. După părerea mea, o asemenea opinie nu se poate susține, în primul rând, datorită acestei prezențe efective a hramului bisericii, care este legat de această viață a Sfântului Ioan Botezător. Chiar dacă cercetările și restaurările recente creează semne de incertitudine asupra datării picturii, biserica din Arbore se remarcă la nivel stilistic și iconografic prin bogăția și calitatea detaliului, prin impresionanta gamă cromatică și prin compoziția desăvârșită a fiecărei scene, rămânând în mod singular ansamblul plin de rafinament în care arta bizantină se armonizează cu amintirea ale Renașterii sau ale goticului occidental.